Hristos a adus și în această dimineață cu pacea lui Dumnezeu și cei care suntem din Socodor și cei care suntem din alte biserici și cei care am fost totdeauna împreună și cei care ni s-au alăturat de curând, Domnul să vă binecuvinteze pe toți, pe copii și pe tine, familii și mulțumim lui Dumnezeu pentru că în această ocazie deosebită suntem împreună. Să totuși mă gândesc, pe de o parte, înțeleg că la Sfânta Cină suntem mai mulți decât de obicei. Dar mă întreb, de ce la Sfânta Cină suntem mai mulți decât de obicei? Mi-ar place biserica să fie așa de plină în fiecare sabat. Ar fi prea mult? Ar fi prea mult? Da. Să dea Dumnezeu ceea ce e bun pentru fiecare dintre noi și părtășia noastră în acest sabat să fie una plină de putere și de binecuvântare. Aș dori să fac și câteva anunțuri înainte de a trece la celelalte puncte de program, chiar dacă și aceasta face parte din program. Pentru cei care au mai participat, cunoaște, Școala Liderilor continuă, ultima ocazie din această sesiune, deci până în toamnă, mâine va fi o întâlnire la Șepreuș. A fost Bogdan, dar și cu Cătălin care au participat la această ocazie, în care se dorește să fie o multe instruire și pregătire pentru a sluji, de a predica în biserici și de a oferi o slujire, o lucrare potrivită cu darurile și cu nevoile fiecărei biserici. Aș dori în același timp să apreciez copiii care au fost la școală și au terminat anul școlar pe care l-au avut. Nu știu în parte a fiecăruia, dar știu că unii dintre elevi și eleve au terminat foarte bine la școală. Fie că vorbim de Socodor, sau vorbim de Arad, sau vorbim de București, sau în altă parte, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și eu mândrie într-adevăr. Și dacă nu particip, s-au dus copiii din biserica noastră, încheie cu medii foarte bune și chiar mai mult decât atât nu se poate. Să închei și cu media 10, mai mult de atât ce mai e, nu spune și cântarea. Și chiar dacă nu suntem toți așa, dar mă bucur atunci când copiii învață și sunt și un exemplu de cumințenie, de seriozitate și de multe bune și mă bucur tare mult pentru ei și pentru părinții, pentru dumneavoastră care educați în felul acesta. În același timp, aș dori să spun bun venit și celor care au venit mai departe și sunt împreună cu noi. Văd și prieteni, musafiri, rudenii din Curtici, care sunt împreună cu noi. Domnul să vă binecuvinteze în mijlocul nostru și ne bucurăm de această participare. Aș dori în același timp să sora Miliana, da, n-a fost de mult timp, acum a revenit, da, și sora noastră și atâția și tinerii care au fost plecați, sunt împreună cu noi, iar în același timp Florentina, da, nu știu unde e Aurel. Poftim? E dincolo, deși el n-a venit. Nu știam sigur, oricum mă bucur să ne vedem și ceea ce e de făcut, ceea ce aveți de făcut să faceți. În același timp este și ocazia în care, pentru o perioadă de timp, nu vom vedea ceea ce a mai rămas din familia Mândrăicuță. Da, și pe sora Florica, m-am uitat sora Florica și eu, chiar am și salutat-o, mă bucur. Sunt și alții dintre noi acum, vreau ceea ce vreau să se știe, nu mi s-a întâmplat niciodată când îmi propun nominal să numesc pe cineva să nu uit. De aceea, cel puțin să cunoaștem că lucrul acesta am în vedere nu numai eu, ci și lucrurile bisericii, e bine să se amintească anumite lucruri, pentru că suntem o familie și foarte bine. Pentru lucrul acesta. Sora Gabi, împreună cu copiii, de asemenea, va pleca pentru o perioadă de timp, până în câteva luni, până în toamnă, și va fi și o revenire, sperăm, ne dorim, vedem. Domnul să vă binecuvinteze în această călătorie și să fie bine. Și cu siguranță că și fratele Andrei se va bucura și va fi o părtășie în felul acesta. Pentru frații în vârstă care sunt împreună cu noi la această ocazie, pentru ei este mai dificil, dar înțeleg că această ocazie este deosebită și fac acest efort de a fi împreună.
și surori, este o nevoie participare la Sfânta Cină. Nu este o tradiție, nu este un lucru obligatoriu, însă ea este o nevoie pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, care iubesc pe Iisus Hristos și care știu că păcătuiesc. Nu trebuie să le spună alții, ci propria conștiință și legătură cu Iisus Hristos. Și cred că suntem în această dimineață atât de mulți, pentru că este o nevoie și este o ocazie solemnă și specială, ca și de bucuria bisericii noastre. Înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu, veniți să ascultăm o poezie care are intenția de a ne introduce în această temă a mântuirii din Iisus Hristos, după care veniți să ascultăm și copiii care vă rog. Care prezintă o importanță mai accentuată, mai largă decât altele. Și evreii au înțeles că pasajele mesianice, profetice, care priveau spre Unsul, spre Hristos, reprezintă pasajele cele mai importante din Scripturi. De aceea, cartea profetului Isaia și în mod deosebit, da? Pasajele din această carte care priveau spre Domnul Iisus Hristos, care reflectau asupra vieții sale, erau cele mai citite, cele mai mult în atenție și reprezentau un studiu pentru toți. Și așa erau învățați și cei care doreau să devină evrei. Etiopianul, de exemplu, a învățat de la evrei cum să trăiască ca și un evreu, ca și un credincios al lui Dumnezeu. Chiar dacă nu era născut ca și evreu. Și el a învățat să citească cartea profetului Isaia. Să aștepte și el venirea Mesiei. Chiar dacă aceste pasaje nu le înțelegeam. Domnul Iisus Hristos în Nazaret, știm că într-o zi de sabat este prezent și se dă să citească din cartea profetului Isaia. De asemenea, un pasaj, profetii mesianii, capitolul 61 de aceasta. Vorbim despre Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, ca fiind un singur text, dar care reprezintă chintesența Evangheliei, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cine dintre copii ar putea să spună textul acesta pe din afară? Să nu continui eu, că s-ar putea să greșesc. Spune Alesia. Mulțumesc. Mai este cineva cine ar vrea și poate să ne recite același text, așa frumos, fără greșeală. Un text, dar care comprimă în sine tot ceea ce trebuie spus despre ce înseamnă a fi creștin, Dumnezeu, intenția, atitudinea Lui față de noi și răsplata. Și în această dimineață aș dori să citesc în Isaia, capitolul 53, toate versetele care sunt în acest capitol, care, pe cât sunt de ușor de înțeles pentru noi aceste versete, acum când trăim după evenimentul morții și învierii Domnului Hristos, a fost totuși o anumită greutate de a înțelege pentru evrei și pentru cei care citeau aceste versete. Și spune în felul următor. Cine a crezut vestirea noastră? Și cui s-a descoperit brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o grădiță fragedă, ca o rădăcină care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și încățișarea lui, n-avea nimic care să ne facă să îl urim. El era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, ca unul de la care îți întorceai fața. El era disprețuit și noi nu l-am băgat în seamă. Desigur, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am socotit că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui să nu ne vindecați. Noi rătăceam cu toții ca niște orbi. Fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. El a fost asuprit și chinuit, dar nu și-a deschis gura. Ca un miel pe care îl duce la tăiere și ca o oaie multă înaintea celor ce o tund, nu și-a deschis gura. El a fost luat prin constrângere și judecată. Dar cine din generația Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost rânduită împreună cu cei răi, dar pământul i-a fost cu cel bogat, pentru că nu făcuse nicio nelegiuire și nu fusese nicio înșelăciune în mura Lui. Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească, l-a supus suferinței. Dar, după ce își va da viața ca jertfă de vină, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și voia Domnului va prospera în mâna Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și va fi mulțumit. Prin cunoștința Lui, slujitorul meu cel drept va îndreptăți pe cei mulți și va purta nelegiuirile lor. De aceea îi voi da partea Lui la un loc cel mare și va împărți prada cu cel puternic, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Amin. E capitolul, da? Pe care îl citim. Evreii nu l-au avut capitol, da? Era o scriere a lui Isaia, pe care figura cu roșu acest pasaj, care făcea trimitere la un personaj tare emblematic. Ascultând și cunoscând acest capitol, vă întreb, care sunt cuvintele care apar cel mai des? Care le-ați reținut cel mai mult? Care caracterizează această descriere a Mesiei. Om al durerii, obișnuit cu suferința. Altceva. El păcatele noastre le-a purtat. Observăm că cel mai des apare suferință, dispreț, moarte, păcat. Acestea sunt cuvintele cele mai dese care apar în ce privește caracterizarea lucrării Mesiei. Și cu toate acestea că erau scrise, puțini au fost aceia care au înțeles adevăratul profil al Mesiei și care au fost mulțumiți de ceea ce spune Scriptura despre Cel care avea să izbăvească pe Israel. Ascultați ce spune aici. El era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Citind Evangheliile, reiese lucrul acesta? Nu l-am băgat în seamă, spune tot Isaia. Iese în evidență în Evanghelie toată această caracterizare. O recunoașteți? O recunoașteți? Mie nu prea mi se pare. Nu l-am băgat în seamă. Iisus era căutat de mii de oameni. Cum s-a analizat ce? Om al durerii. În afară de ultima săptămână, citim că Iisus a fi suferit. Vreun reproș, vreo lovitură. A plâns pentru ei. Poftim? A plâns pentru ei. A plâns pentru ei. Și acest lucru citim de două ori. La un ordei, o dată. În special dacă ne referim la Ierusalim. Dar acestea erau trăirile Mântuitorului. Spune un om obișnuit cu suferință. Așa cum sunt oameni obișnuiți cu binele și indiferent în ce situație vor să ia doar binele, că așa au fost învățați. Ne ținând cont poate de împrejurări și de ceilalți, Domnul Iisus Hristos se spune că era obișnuit, era frate, dacă vreți, cu suferință. Era o suferință care nu-l părăsea nici zi, nici noapte. Știu unii oameni care suferă de anumite boli de zeci de ani.
Deja fac parte din viața lor. Ceea ce pentru mine ar fi insuportabil, pentru ei ceva zilnic, ceva obișnuit. E acolo cu ei, nu mai scap. Că e durere de stomac, că e durere de cap, că știu pe cineva care are o boală de piele și nu are ce să facă. E o durere pe care o poartă și numai el o știe. Om obișnuit cu suferință. Și Domnul Iisus Hristos toate acestea le-a avut și totuși și-a camuflat această caracterizare și aceste trăiri pentru ca nu acest lucru să fie văzut. Că suferă. Că este neînțeles. El mai spune, de când era copil, Mântuitorul a fost un singurat. A fost un singurat. N-a fost înțeles de când era copil, considerându-se că exagerează prin această aplecare, prin această predilecție pe care o are de a fi pe placul lui Dumnezeu. Și e posibil că și astăzi să fie primit așa cineva, căruia poate vine cu două ore mai repede la biserică, poate pleacă cu două ore mai târziu, care îi place să fie la biserică, care poate la un moment dat are curajul să-și înfrunte conducătorii sau familia, pentru că vrea să facă pe placul lui Dumnezeu și lor le se pare că e cam exagerat această atitudine și așa era privit Iisus. Faptul că El făcea bine la toți, fără vreun criteriu de deosebire, faptul că Mântuitorul vorbea despre voia Tatălui ca fiind mâncarea Lui pentru fiecare zi, că locul era în templu, era de neînțeles și pentru părinți, pentru frații săi, tocmai de aceea au fost primii dintre cei care l-au disprețuit și l-au refuzat. Ceea ce Domnul Iisus Hristos prezenta ca fiind o trăire adevărată cu Dumnezeu, pentru cei mai mulți atunci, era considerat ca fiind exagerat. Să slujești și Dumnezeu. Adică nu este anormal să faci lucrul acesta, dar să trăiești și viața ta. Să-i slujești lui Dumnezeu, dar să trăiești și viața ta. Dar înseamnă deja altceva. Aș dori să remarc câteva pasaje, câteva idei din acest capitol, pe lângă cele pe care le-am amintit și prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca o persoană care suferă. Dar nu suferă pentru că El poartă în sine o boală. Cineva care suferă din cauza unor decizii greșite pe care le-a luat și consecințele acum sunt asupra Lui. Și Domnul Iisus Hristos purta o suferință foarte ciudată, diferită față de a tuturor celorlalți. Era mult mai profundă și mult mai prezentă. În versetul 6 se spune: noi rătăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vedea de drumul lui. Fiecare își vedea de drumul lui. Drum bun, drum rău, nu aceasta este ideea principală, ci fiecare își vedea de drumul său. Pe când Domnul Iisus Hristos avea grijă de noi. Observ crescând această dorință, chiar și în rândurile noastre, tuturor ne regăsim aici, cu o măsură mai mare sau mai mică, dar unii chiar exagerează în acest sens. La urmă urmei, rostul vieții este ca să ai sănătate. Cel mai scump lucru pe care cineva îl are este sănătatea. De acord? Așa se zice. Nu știu, chiar crede lucrul acesta. Chiar crede lucrul acesta. Sănătatea este cel mai scump lucru pe care îl avem. Să ai sănătate. Te duci la școală, te căsătorești cu cine îți place, să ai copii, 1, 2, 3, să-ți cumperi ceea ce vrei și să ai o pensie. Poate ce poate fi mai mult decât atât. Asta înseamnă să mergi pe calea ta. Și fiecare dintre noi merge pe calea noastră, cu familia sa, cu cariera sa, cu banii, cu problemele sale. Suntem cumva în paralel unii cu alții. Unii consideră că e un lucru normal. Mai mult de atât nici nu poți să ceri. Ce altceva ai putea să faci? Decât să ai grijă de familia ta. Decât să ai grijă de familia ta. Vă întreb, este perspectiva biblică aceasta? Să-ți vezi de calea ta? Să-ți vezi de calea ta. De problemele tale. Să-ți vezi de problemele tale. Fiecare se descurcă cum poate, cum știe. Cum reușește fiecare. Și spune, acesta este momentul în care a venit Mesia, când fiecare își vedea de calea lui. Sicarii, ziloții își vedeau de problema lor, de calea lor prin care se putea rezolva problema
slujitorilor de romani, fariseii își vedeau de noțiunile, de preceptele, de lumea ideilor lor, saducheii de afacerile lor și de templul lor, fiecare își vedea de calea lui, de problemele sale, fiecare cu partidul său, fiecare cu religia sa, fiecare cu biserica sa, fiecare cu cultura sa, fiecare cu calea pe care el merge. Nu este normal să fie. Acesta scopul suprem pentru care cineva trăiește. Să-și vadă de calea lui, de problema sa, de familia sa. Uneori mă mai regăsesc filozofând. Nu știu, probabil după ce treci de o anumită vârstă, încep să, poate numai o dată în seamă și încep să filozofez, să scrii cărți sau nu știu. Dar m-am gândit și la dragoste maternă. Nu se spune la un moment dat, fără să o minimalizez. Dar am văzut aceeași dragoste a unei mame față de copilul său care și-a creat viața pentru copil, o nenorocește viața unui copil care e altfel. Aceeași femeie care își dă viața pentru copilul ei, urăște un alt. Care poate, prin datorită unui împrejurător, se alege să fie nora sau să fie cine. Dar pe care îl urăște și nu poate să-l supere să facă. Și la urmă, noi că ne gândim. Și dragostea maternă nu este una egoistă. Este sau nu este? Își vede de copilul ei. Nu de toți copiii. Nu e dragoste universală, cuprinde pe toată lumea. Și așa probabil că este și dragostea mea, da? Care îi apreciez și aș face foarte mult pentru cei care gândesc ca și mine, sau de care mă pot sluji. Dar pentru altul nici nu aș băga în seamă. Fiecare cu pisca lui. Nimeni n-a avut această înțelegere globală în care noi suntem frați, noi trebuie să ne facem bine la toți, unii altora, să ne adunăm. N-a fost nimeni. Spune că fiecare dintre noi rătăceam, sau Domnul Iisus vedea pe Israel ca niște oi care n-au păstor. În care intenția era totdeauna de dispersare, de răspândire, de împrăștiere și nu era nimeni care să-i adune. Fiecare își vedea de calea lui. Care mergea în direcții diferite. Sau una împotriva celeilalte. Și spune, este momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit și a făcut acest gest neînțeles și nepotrivit pentru gândirea pe care aveau cei mai mulți. Ce urmărește Iisus cu acestea? E o politică. Nu poate fi ceva sincer. Tot ceea ce se face e o politică. Atât de mult a crescut și astăzi neîncrederea, încât cineva face o faptă bună, în mod gratuit, parcă în mod instantaneu creează suspiciune. Ce e aici? Ce urmărește? Nu există așa ceva, că faci cuiva un bine, și da, ai plecat mai departe, ai apărut, ai făcut și apoi ai dispărut. Ceva se urmărește cu asta. E ceva suspicios. Vine pastorul când se mai întâmplă să mai intre în casă. De ce a venit? E ceva bani. Și când explicam și explicul ăla, a venit doar să nu ce mai faceți. Nu suntem obișnuiți cu binele. Și Domnul Iisus Hristos părea suspect. Hrănește puțin, vindecă boli, înviază morți și nu face nicio propagandă. Nu pare încă planul la suprafață. Nu e nimic subversiv. Dar ceva totuși trebuie să fie. Și la urmă mi s-a descoperit că este planul lui Dumnezeu. Versetul 10. A fost voia Domnului. Spune să răzdăluiască la supusul de Dumnezeu. A fost voia Tatălui din cer să răzdăluiască, să chinuie. A fost voia Tatălui sau n-a fost? A fost sau n-a fost? Ce ziceți? Ce spune Scriptura? Versetul 10. Ce spune? Nu-i traducerea cea mai corectă. A fost voia Domnului, spune. În textul de introducere de la studiu spune Fiul omului trebuie să moară și să-și dea viața ca răscumpărare și să învieze a treia zi. Trebuie. Obligatoriu. Decizia Mântuitorului a fost înainte
Însă când a intrat în acest plan al răscumpărării, un animal care putea să mănânce iarbă, să fie acasă, să zburde, dar când el a fost ales ca să fie de jertfă, el trebuia să moară. Altfel nu se putea. Nu exista jertfă. În momentul în care Mântuitorul a ales să fie mielul care ridică păcatul lumii, el trebuia să moară. Și el știa lucrul acesta. Și de aceea el a urmărit acest scop al său până la final. A fost voia lui Dumnezeu. Tatăl n-a făcut nicio diferențiere, n-a făcut nici o excepție. Nu este cuvântul care vine în minte, oricum, ideea, faptul că nu l-a amenajat pe Domnul Iisus Hristos, că acum El este Fiul, e altceva față de oricare alt om sau oricare alt înger. Acum, dacă totuși Mântuitorul Iisus a ales să se întrupeze, acum Tatăl va face excepție, va face în așa fel încât această suferință să fie totuși mult, mult, mult mai ușoară. Sau să favorizeze, mulțumesc, asta este cuvântul, da? Nu a fost Mântuitorul favorizat. Ce l-a supus, tocmai de aceea, această dreptate a lui Dumnezeu s-a manifestat în puritatea lui încât strigă Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu exista milă, a fost un pahar, cum spune în Apocalipsa, neamestecat cu har din partea lui Dumnezeu pe care Iisus l-a băut. Ultimul gând pe care aș dori să-l amintesc, de aceea, spune că Tatăl avea să-l facă mare, să dea loc între cei puternici și bogați, pentru că, spune, își va da viața, se va da pe sine însuși la moarte și va mijloci pentru cei vinovați. Domnul Iisus Hristos spunea, eu am putere să-mi dau viața și am putere să-mi mai iau. La urmă, noi cred că suntem de acord. Adevăratele fapte pe care le reținem sunt cele care sunt făcute care nu sunt cer. Și atunci e foarte bine. Când cer ajutorul și îl primesc. Dar când primesc un ajutor, când nu l-am cerut, nu am solicitat, dar am nevoie de el, înseamnă că cineva are în vedere. Cineva, fără să fac cunoscut, știe de problema pe care o am. Fie că este vorba de susținere în rugăciune. Fie că este vorba de orice alt lucru de care am nevoie. Începând poate de la o sapă și până la am învățat copiii. Ceea ce este făcut din proprie inițiativă. Spune că Domnul Iisus a vrut El să facă lucrurile acestea. Și n-a fost un cuvânt. N-a fost un cuvânt. Și spune El, a ales să mijlocească pentru vinovați. Vă întreb, cum e posibil să mijlocești pentru ce ai putea spune de apărarea unui vinovați? Să fie cineva vinovat. Și să ai un apărător foarte eficient care crede în cauza ta. Care te susține în mod eficient și gratis. Nu pentru bani. La urmă, ei nici nu știu dacă este etic. Nu? Dacă o privim, să privim juridic, să mijlocești pentru cineva care e vinovat. Să aperi pe cineva în infracțiunea pe care a săvârșit-o și tu să-l aperi. Repet, s-ar putea să se ridice și anumite aspecte morale, dacă e bine să faci un asemenea lucru. Să protejezi pe cineva sau să aperi pe cineva care a greșit. Ar trebui lăsate lucrurile așa cum sunt. Și Biblia ne spune că Domnul Iisus a mijlocit pentru cei vinovați. Pe când eram noi încă păcătoși, spune cuvântul, Hristos și-a dat viața care s-a cumpărat. Pentru că va vedea un rod, o urmă, dacă vreți, o rămășiță dintre cei care vor înțelege cât vor putea înțelege din sacrificiul și El va fi mulțumit. În asemenea, lor, frați și surori, suntem noi. Bine ar fi să înțelegem timpul în care trăim. Bine ar fi să înțelegem timpul în care trăim și să nu ne conformăm chipului viacului acest. Sursa noastră de inspirație pentru idei, pentru păreri, pentru opinii, pentru destin, să nu fie cea din lume. Aceea să ne inspire pe noi. Și să fie cuvântul și viața Domnului Iisus Hristos. Să ne comportăm ca niște oameni mântuiți prin har, care trăiesc și fac faptele credinței și păzesc poruncile lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrul acesta nu are căutare, dar să nu pierdem din vedere că Domnul Iisus a fost obișnuit cu
suferința, cu disprețul, cu nebăgarea în seamă. Cine a crezut cele scrise de noi? Că și cum nu s-au găsit oameni care să înțeleagă ce scriem noi aici. De ce am așteptat ca noi să trăim totuși o altă viață? Poate că dacă din când în când se mai întâmplă ca cineva să arunce un cuvânt de dispreț asupra noastră, ne deranjează. Poate ne tulbură. Nu ne-am așteptat la așa ceva. Dar ne se întâmplă, poate, foarte, foarte rar din ceea ce cunoaște. Dar Domnul Iisus era obișnuit cu lucrul acesta. El era ceva zilnic. Și noi suntem chemați să călcăm pe urmele sale.